Bună dimineața! Bună dimineața! Zile interesante, dar au din casă colegii. Și poate fiecare dintre noi este tentat să privească adânc în sufletul său la lucruri care nu ne mulțumesc sau care vrea să le țină schimbate, să le facă schimbate neapărat. Și tocmai de aceea atrage atenția asupra acestor aspecte. Iar pentru Roxana noastră, bineînțeles, se prea poate să recupereze ceva pierdut sau, mă rog, un drept. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Vești recente, rugăminți ale omului iubit sau sfatul părinților vă pot convinge să demarați un proiect profesional, de afaceri sau personal pentru care ați avut ezitări până acum. O zi destul de aglomerată pentru voi, cu schimbări neașteptate în program. Taur. Ar putea să vă lase perplexi o veste sosită acum, dată fiind așteptările voastre sau o înțelegere anterioară. Pentru liniștea și pentru siguranța voastră, nu aș strica să vă faceți o programare la un service dacă urmează să plecați curând la un drum lung. Gemeni. Posibil să vi se facă o plată sau veți completa cumva suma care vă lipsește pentru o investiție sau pentru a scăpa de o datorie. Cineva care v-a mustrat sau criticat zilele trecute sau v-a ridicat permisul ar putea să-și schimbe atitudinea față de voi, să aprecieze eforturi sau calități ale voastre. Rac. Un moment delicat pentru o relație de cuplu care nu a funcționat prea bine în ultima perioadă. Sunteți tentați să luați o decizie definitivă. Pe de altă parte, prindeți din zbor o sugestie sau o dorință a unui potențial client și vă adaptați oferta programului. Leu. Acum puteți scoate în evidență perseverența, rezistența voastră la efort și capacitatea de a lua decizii în situații de urgență. Și poate că o realizare a voastră din aceste zile constituie un argument important pentru o promovare, pentru obținerea unei categorii superioare. Fecioară. Este posibil să plecați de la o idee sau o sugestie a unui coleg și să o rafinați, să o dezvoltați, să obțineți un rezultat peste așteptările celorlalți. Și în același timp vă reconfirmați renumele de hâtru, mucalit, înțelept. Om atent la detalii și sensuri. Balanță. Poate că ați descoperit un as în mânecă și vă permiteți să-i surprindeți pe ceilalți cu o schimbare de atitudine, de direcție, de plan. Sau poate cu un răspuns sosit din partea unei instituții de învățământ sau unui angajator vă apropie de un vis al vostru. Scorpion. Se poate să faceți un schimb de informații sau de argumente convingătoare și veți lăsa pe mai târziu o alegere, o concluzie. Este un mijloc de săptămână destul de încărcat pentru voi, dar sunt și bune șanse să rezolvați o mare parte din cele pe care vi le-ați propus până la sfârșitul acestei săptămâni. Săgetători. Se poate să descoperiți o eroare într-un calcul și să recuperați niște bani. Sau vă intră în cont o primă tranșă din creditul care vi s-a aprobat, eventual întreaga sumă. Se mai liniștesc apelând într-o relație contractuală sau poate că ajungeți la un acord cu ființa iubită legat de o investiție, de o cheltuială. Capricorn. Contează mult argumentele și ideile voastre. Vi se va mulțumi mai târziu pentru un sfat. Vă detenționați și voi, constatând că își schimbă cineva atitudinea față de voi, că revine la masa negocierilor sau de criză. Vărsător. Se poate să constatați că noaptea a fost un sfernic bun și că au apărut ideile de continuare a unui proiect solicitant, astfel încât să vă încadrați într-un termen de predare sau la cerințele unui client. Îi surprindeți pe ceilalți cu o alegere, cu efortul și cu exemplul propriu. Pești. Posibil să vi se aprobe un sport de resurse sau de buget pentru proiectul în care sunteți angrenați sau poate chiar apare o recompensă pentru un rezultat obținut de voi recent. Apare o idee deosebită de petrecerea timpului alături de ființa care va ocupa recent timp. Să avem o zi bună! Mulțumim, domnule Remu, și nu uitați, vă rog, sunați-mă când mai întâmpinați astfel de probleme.